seara, stimați telespectatori! În aceste zile se împlinesc 180 de ani de la Revoluția din 1821, revoluție condusă de Tudor Vladimirescu. Pentru a marca această aniversare, l-am invitat în această seară pe domnul profesor Ion Muraru. Bună seara, domnule profesor, și bine ați revenit în studioul nostru! Așadar, aș vrea să vă întreb de la bun început, pentru că suntem cu toții teleormăneni. Există vreo legătură între Revoluția din 1821, condusă de Tudor Vladimirescu, și județul Teleorman? Domnișoară, eu îmi permit să spun, pe bază de documente, fără discuție, că între Revoluția din 1821, condusă de Tudor Vladimirescu, și județul Teleorman, există o legătură cu dublu aspect, o legătură organică, ca să spun așa, cu motivații economice, social-politice, dar și o legătură sufletească între un județ de nemulțumiți ai soartei, un județ de țărani, cum era Teleormanul la începutul secolului XIX, și Revoluția lui Tudor Vladimirescu, cu programul de la Padeș, care reflecta practic și doleanțele țărănimii teleormăneni. Vreau să informez telespectatorii că în preajma izbucnirii Revoluției de la 1821, în județul nostru au avut loc o serie întreagă de mișcări țărănești îndreptate împotriva boierimii și împotriva regimului fanariot. Astfel, la începutul lunii martie 1819, deci exact cu 2 ani înainte de izbucnirea Revoluției, arendașul Dumitrache Sachelarie trimite o scrisoare serdarului Policronie, prin care îl informează despre atitudinea de nesupunere a țăranilor din comuna Izlaz și din satele din jur. Iată, de exemplu, ce spune serdarul: pe lângă acestea sunt îndemnat să vă înștiințez din nou că românii satelor de aici declară sus și tare că în caz că îi vom supăra pentru clacă, au de gând să ucidă pe unii din noi. Deci scrisoarea reflectă starea de nemulțumire morală, social-economică și politică a țăranilor teleormăneni. În aprilie același an, o altă scrisoare pune în evidență nemulțumirile țăranilor de la Salcia. Citez: pe locuitorii satului Salcia am căutat cât am putut să-i aducem la urma lor. Am orânduit pe clucerul Ștefan Pițos, judecător al județului, care s-a dus la ei cu numeroase promisiuni ca să-i înșele și să-i aducă la vechea siliște. Toate încercările însă au fost în zadar, fiindcă ei au răspuns că dacă vor fi siliți mai mult, vor trece dincolo. Prin urmare, ca să nu se întâmple ireparabilul, i-am lăsat în prezent acolo și am înștiințat bisteria despre acest sat, să vedem ce răspuns ne va veni. Iată documente cât se poate de clare și de categorice, care reflectă starea de spirit a țărănimii teleormănene în preajma Revoluției din 1821. Acțiunile țăranilor teleormăneni, în special ale celor din Izlaz, au crescut în intensitate. Același Dumitrache Sachelarie se adresează în aprilie 1819 cu a doua scrisoare stăpânului său, semnalându-i nesupunerea și răzvrătirea ce au făcut satele de aici. Lucrul este insuportabil, oricât de moale și de prost să fie omul, nu mai poate suporta faptele lor. Eu aș defini această stare de spirit
reflectate în documentul lui Dumitrache Sachelare ca o stare de spirit revoluționară. Și cred că nu greșesc. Domnule profesor, teleromanenii au participat efectiv la Revoluția lui Tudor. Avem mărturii în acest sens? A participat efectiv, la care eu spun și afectiv, adică și cu sufletul, cu inima, și avem suficiente mărturii. În iarna anului 1820-1821, Tudor Vladimirescu a trecut cu Sania prin județul Teleorman și a fost atacat de o haită de lupi. Dar i-a mers bine, să știți, i-a mers bine. Acest drum Tudor Vladimirescu l-a făcut nu întâmplător, ci l-a făcut pentru a se întâlni cu Iancu Jianu, faimosul haiduc din Romanaț, la Ciovârnoșeni. De aici, din Ciovârnoșeni, redactează o scrisoare către Clucerul Ralet, ispravnic de Mehedinți, de unde era deloc Tudor Vladimirescu, cerându-i să nu se împotrivească mișcării întreprinse de el. Citesc din document. Și iarăși zic, să știi că eu sunt cel mai bun fiu al patriei mele și de la București până aici am venit tot prin orașe și sate și nimeni nu s-a supărat de nimica. Iată deci că Tudor Vladimirescu era stăpân pe el, pe programul Revoluției și intenționa într-adevăr să ridice masele de țărani din Oltenia, din Muntenia și pe cât posibil și din Moldova la luptă împotriva impilatorilor. Drumul pe care îl făcuse Tudor Vladimirescu de la București la Ciovârnoșeni trecuse prin Teleorman și teleormănenii l-au primit bine, reieșind din scrisoare că sunt de acord cu acțiunile inițiate de el. Trecând cu Sania, repet, a avut loc acel incident cu haita de lup, dar ei erau oameni înarmați, nu se speriau de 5-6 lupi care urlau la dânsi. În timpul Revoluției din 1821, participarea Teleormanului a avut un caracter local, ca și în celelalte județe din câmpia Dunării, unde aproape totalitatea sătenilor erau clăcași. Locuitorii, m-ați întrebat dacă am exemple când fac afirmația, dar locuitorii din Merișani, în Dobrodești, și din alte sate ale județului Teleorman, au devastat casele slugerului Matei Păucescu. Teleormanul a fost un loc de trecere a pandurilor lui Tudor, lucru recunoscut chiar de Tudor Vladimirescu personal în proclamația din 16 martie 1821. Poftim, zilele acestea se împlinesc exact 180 de ani, adresată cui? Adresată locuitorilor Bucureștiului, capitala țării românești de atunci. Spune el, de aceea toată adunarea norodului, care este până acum 16.000, după ce a cuprins toate 5 județe din Oltenia, apoi trecând Oltul de la Drăgășani, avem documente, avem fotografii, așa, au cuprins și până la Pitești și Rușii de Vede. Iată că menționează și principalul oraș al județului de atunci, Roșiorii de Vede, iar o aripă de o sumă mai mare de oameni s-au pornit pe supoala muntelui care să meargă până la Focșani. Deci se răscoale și Moldova. Iată deci Oltenia, Muntenia și Moldova ridicate la Revoluție. Pe drumul de la Padeș la Olt, Vladimirescu a fost însoțit de 6.000 de panduri. Muntenia i-a dat mai mult, i-a dat încă 10.000 de panduri și Tudor Vladimirescu s-a declarat mulțumit. Circa, domnișoare, de 1.000 de bărbați de pe Valea Călmățuiului, din Teleorman, au depus jurământ de credință față de Tudor Vladimirescu pe măgura Zaverei. Locul există, monumentul așa simplu cum este
se mai menține și Măgura se află lângă satul Băsești. Există un sat cu acest nume. Aici a venit Tudor Vladimirescu și Iancu Jianu ca să ia jurământul de credință unui mare număr de țărani care aderaseră la mișcare în zilele de 7-8 martie 1821, adică imediat după trecerea Oltului. Oficierea slujbei religioase pentru depunerea jurământului, știm numele preotului care a oficiat, a fost făcută de Popa Florea și de țârcovnicul Ștefan, iar patrafirul pe care și l-a pus preotul pentru oficierea slujbii, folosit atunci, s-a aflat până prin anii 70, l-am văzut, de ce să spun că nu, până prin anii 70, e secolul nostru, secolul 20, așa, la pensionarul Vasile Minciună din Roșiorii de Ved. Un patrafir simplu, modest, cum erau și vremurile și oamenii de atunci, lux nimic și așa mai departe, dar care pentru noi are valoare de simbol, are valoare istorică. Pentru că ați pomenit ceva mai devreme de Măgura Zaverei, deci ca o mărturie a trecerii lui Tudor Vladimirescu. Aș vrea să vă mai întreb, să mai păstrează și alte urme de ale Revoluției lui Tudor Vladimirescu în județul nostru? Păstrează, domnișoară. Să vedem care se ar fi păstrează. Aceasta. La 180 de ani distanță se păstrează. Vreau să vă răspund că țăranii din aceste locuri, Crângeni, Valea Călmățuiului, Băsești, de Segei și așa mai departe, au fost ridicați la zaveră de preotul ăsta, Flore, al cărui nume l-am menționat, cât și de Petre. Mai apare un număr în afară de țârcovnicul Ștefan, numele lui Petre. Cine era Petre? Din cercetările întreprinse rezultă că era hangiu, o categorie care juca un anumit rol hangii ăștia. Poate vreodată o să discutăm despre hanuri și hangii în Telormanul de altă dată. Și totodată era meșter în săpatul fântânilor adânci. Un meseriaș sau o meserie pentru care eu am un respect deosebit. Oamenii care căutau apă bună de băut. E lucru mare să le dai la oameni apă de băut. Circulă prin aceste locuri o baladă comentată și de telormăneanul Ion Mailat în revista Limba și Literatură numărul 19 din 1957. Eu l-am cunoscut personal pe Ion Mailat, am avut de-a face cu dânsul și cunosc și balada. Păi chiar v-aș ruga măcar câteva versuri. Uite să vă spun câteva versuri, dumneavoastră și telespectatorilor. Peste zare în Valea Mare, în Balta Lungă, timpul dungă e poruncă. Bâtă, furcă, e zavera, adică Revoluția. E zavera popii Florea și a lui Petre, cel cu plete lat în spete. Tudor domnul este omul, zice Petre, lat în spete. Sfaturi drepte ni le dete, lăsați vetre, strângeți cete, lăsați sate, și departe vă așteaptă lupta dreaptă. Țăranii din document sunt numiți haiduci, cei 1000 de haiduci cu plete lungi. Iată deci că știm și cifra pe care eu am avansat-o în răspunsul dat anterior. Foștii locuitori ai satului din Săgei, de pe Valea Călmățuiului, care participaseră la Revoluția din 1821, au fost supuși la represalii atât din partea stăpânirii a domnitorului țării românești de atunci, cât și din partea turcilor care se aflau în Raiaua Turnului, garnizoana turcească de acolo. Represaliile au venit pe neașteptate în toamna anului 1821, în pragul iernii. Și pentru că m-ați lăsat să spun versuri, dați-mi voie să mai spun câteva legate de represaliile turcilor față de cei care au participat la Revoluție. Vă rog, domn profesor.
și-am zis verde de alun, de alun din cel păgân, că nu păziși pe român și nu-i fusești frate bun, avusești frunza căzută, blestemul să mi te ajungă. Adică copacii fiind desfrunziți, țărane nu se mai puteau ascundea în pădure și atunci turcii, detașamentele turcești de represiune, i-au văzut și îi împușca pe rudă pe sămânță. Multe femei și mulți bărbați au fost uciși de turci. Unii s-au reușit să scape și au fugit din sat. S-au stabilit în localitățile Crângeni, Băsești, Băcălești, Beciu, Văleni. Cei mai mulți s-au stabilit la Crângeni, în cătunele Balta Lungă în special. Unii dintre aceștia au primit alte nume. Vedeți cum le-a spus poporul? Le-a spus Pandur. Pandurul Ion, Pandurul Gheorghe, Pandurul Alexandru, pentru că participase la Revoluție, da. Iar la alții, găsim chiar în buletinul de identitate din ziua de astăzi, nu Panduru, Banduru, cu B. Cu B. Iată, deci, felul cum s-au reflectat evenimentele de la 1821 și în onomasticonul lor, în denumirile lor din neam și de familie. Domnule profesor, eu cred că trebuie să ne oprim aici. A fost o mică pagină din istoria neamului nostru. Și am vrut să o semnalăm, pentru că orice s-ar spune, istoria modernă, domnișoară, dacă luați manualele de astăzi, e cu totul altceva, dar istoria modernă a poporului român cu Revoluția lui Tudor începe. Încearcă o serie de istorici, au argumente în felul lor, să știți, sau să placeze începutul epocii moderne a istoriei naționale, a istoriei românilor, mult mai înainte. Secolul XVIII, alții încearcă chiar în secolul XVII. N-am nimic împotrivă. S-ar putea ca generația mea de profesori de istorie, învățați fiind așa și crezând în ceea ce învață, dar nu ne-a lipsit nici nouă spiritul critic, să știți, nu? Am avut discernământ. Noi rămânem la punctul nostru de vedere, eu, cel puțin, că istoria modernă începe cu Tudor Vladimirescu și Revoluția lui, pe care astăzi am căutat în dialogul nostru să le evocăm la 180 de ani distanță în timp. Domnule profesor, vă mulțumim, iar dumneavoastră, stimați telespectatori, vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm la emisiunile noastre viitoare. La revedere! Thank you.